așa cum a spus și Ionuț. Sunt consultant de marketing online la agenția de branding Brand Fusion. Și de asemenea sunt certificat Google AdWords, da? Ca specialist Google AdWords. Astăzi o să vorbim, am ales o temă, cred eu, interesantă și mai puțin tehnică, întrucât este bine să înțelegem întâi perspectiva audienței feminine și felul în care femeile acționează în online, să spunem și un pic de psihologie feminină, astfel încât să știm ce trebuie să facem atunci când construim o campanie de advertising, fie că este vorba de Google Search, da? Fie că este vorba de o campanie PPC pe display. Ana, Ana, cred că cel mai bine vii în față. Cum vrei? Așa. Deci ce trebuie să urmărești la o campanie PPC pentru publicul feminin? Se ridică asta? Aceasta este tema. Deci am zis să pornim întâi cu comportamentul femeilor în online. Pentru că este clar, există diferențe între felul în care se comportă bărbații în online și felul în care se comportă femeile în online. Femeile, normal, atât în online cât și în offline, ce fac? Socializează, da? Conversează, construiesc și mențin relații. Iau un aspect foarte important referitor la decizia de cumpărare. Ele iau decizii de cumpărare apelând la testimoniale și recomandări de la prieteni sau necunoscuți. Ce înseamnă acest lucru? În momentul în care ai un site, un magazin virtual cu produse care se adresează femeilor, este indicat, deci să spunem ca un tip, este indicat ca în coșul de cumpărături să existe suficiente elemente care să ofere încredere femeii să meargă mai departe. Da? Adică testimoniale, da? Recomandări de la clienții care au cumpărat. Indicat este să fie pozitive. Un aspect interesant pe care nu l-am precizat eu aici este faptul că rata de click în ceea ce privește femeile este mai mare decât rata de click în ceea ce privește bărbații pe online. Numai că, deși este mai mare cu un procent de 20-30%, rata de conversie este mai mare în cazul bărbaților. Adică, asta înseamnă că femeile analizează mai mult, au suspiciuni, dacă au suspiciuni, nu acționează până nu, nu au îndeplinite niște garanții, da? Nu există niște termeni și condiții care să le convingă în acest sens. Acest lucru la fel este de reținut în ceea ce privește magazinele virtuale, deci în momentul în care se construiește un magazin online pentru femei. Deci atenție mare la încrederea pe care le oferiți femeilor în tot procesul de cumpărare, de când de la produse până când finalizează comanda. Da, femeile cumpără online mai des decât bărbații. Într-adevăr, cumpără mai des decât bărbații, și în același timp cumpără mai puțin din punct de vedere financiar. Adică bărbații cumpără mai rar și produse mai scumpe, pentru că e vorba în general de electronice și, mă rog, chestiuni care sunt cu costuri mai mari. Iar femeile cumpără diverse, de la, nu știu, produse naturiste până la haine și cărți și așa mai departe. Așa. Aici putem să mergem un pic mai departe, pentru că deja am stabilit. Femeile socializează, da? Femeile construiesc și mențin relații în online. Atât. Așa. Bun. Cumpără online mai des decât... Hai să ne întoarcem un pic la
faptul mai înapoi, la relații, deci construiești și mențin relații în online. Bun, ca și în offline, femeile au un alt stil de a aborda lucrurile. De exemplu, un bărbat analizează la un produs niște caracteristici tehnice. Dacă îi convin, dacă este totul ok, găsește ce are nevoie, cumpără. În cazul unei femei, mesajul, cum să zic, trebuie să fie un pic mai complex. Da? Deci trebuie să existe o, hai să spunem, o poveste, dacă nu, da? Deci trebuie să existe o poveste care să o atragă să cumpere. Mai mult decât niște mesaje simple de advertising. Da? Deci mesaje, reclamă, reclamă clasică. Mai departe. Da, aici am vorbit. Bun, să mergem mai departe. Așa. Ce cumpără femeile în online mai mult decât bărbații? O să fac o paranteză aici. Deci, am plecat de la acest comportament și insist un pic pe această zonă de psihologie feminină, întrucât este foarte important ca noi și cei dintre dumneavoastră care sunteți specialiști PPC să vă cunoașteți bine audiența înainte să faceți o campanie în acest sens. Femeile cumpără în online mai mult decât bărbații, bineînțeles haine, cărți, obiecte pentru casă și grădină, flori, cosmetice, parfumuri, produse pentru sănătate, bilete, alimente, bijuterii. Acesta este sunt niște rezultate bazate pe un studiu făcut în 2010 de Media Metrics Worldwide. Puteți să vedeți în prezentare, o să îl vedeți studiul complet. Să mergem mai departe. Să-mi spuneți dacă merg prea repede, eu încerc, știu că e vineri, toată lumea e un pic probabil obosită după o săptămână de muncă și aș vrea totuși să punctez niște aspecte principale, să nu insist prea mult, dar să fie prinsă ideea. De ce influențează o femeie să cumpere pe online? Bineînțeles, cupoanele și voucherele de reducere. Deci acestea sunt rezultatele unui chestionar făcut tot în 2010, dar este valabil, mă rog, procentele probabil sunt ușor modificate astăzi. Deci cupoane și vouchere de reducere, review sau testimoniale pozitive, recomandările de la prieteni sau familie, e-mailurile de la brandurile preferate, am subliniat lucrul ăsta pentru că nu este vorba de spam, adică e-mailurile de la brandurile la care s-au abonat, da? Contentul de pe site-urile brandului, recomandări de pe bloguri, postările pe Facebook, Twitter de la prieteni. Sunt sigură că în cazul acesta procentul a crescut în ziua de astăzi, pentru că și activitatea și numărul celor care sunt în rețelele de socializare a crescut. Mergem mai departe. Studii de caz. Așa. Este vorba despre două studii de caz. Un magazin online de haine de damă și servicii medicale pentru femei. Deci este vorba despre două campanii de PPC care s-au adresat femeilor. Una din ele este încă încă rulează, cealaltă s-a încheiat. Magazin online haine de damă. Deci m-am legat de rata de conversie. Am preferat să nu intru mai mult în amănunte. Bineînțeles, dacă aveți întrebări, apoi vă răspund cu plăcere. Deci de la o rată de conversie de 0,16% foarte mică, destul de mică, s-a ajuns la 2,4, adică numărul comenzilor a crescut de 3 ori. Deci cum s-a întâmplat acest lucru? Practicarea a fost abordarea. Finalizarea nu a fost, deci ce a ieșit produsul final, nu a fost exact așa cum aș fi dorit eu, mă rog, dar oricum s-au schimbat lucrurile mult mai mult. Și în bine. Respectiv, mi-am dat seama că problema era de la site.
de la landing pages, bineînțeles. Pozele, adică te uitai așa, făcând o prima analiză, îți dădeai seama unde este problema. Am schimbat toate pozele din site, schimbat în sensul de alte modele care să facă poze, poze profesionale, da? Făcute normal, fiind vorba de fashion, de modă, de haine, automat erau necesare și niște poze pe măsură. Refacerea designului cu accent pe imagini, pe vizual, culori, simplitate. Așa. De ce refacere design? Pentru că, în primul rând, sunt anumite culori, sunt anumite elemente într-un site, da? O anumită grafică care este destinată, cum să zic, atrage mai bine publicul feminin. Ca să spunem în mare, acesta, deci un astfel de landing page care se adresează unui public feminin și care se dorește să, deci acel public trebuie să facă o acțiune, da? Trebuie să se bazeze pe vizual. Deci femeile sunt mult mai stimulate vizual din punct de vedere al imaginilor, da? Decât bărbații pe online. De aceea accentul trebuie să cadă pe imagini și de asemenea pe simplitate. Apoi am abordat o structură intuitivă cu scoaterea în prim plan a unor pagini gen colecție nouă. Adică, până la urmă, pe de o parte faci niște pași, niște modificări la site astfel încât să se potrivească cerințelor publicului feminin, pe de altă parte te gândești și la ceea ce te interesează pe tine ca și vânzător, să spunem, da? Și din acest punct de vedere, te interesează colecția nouă, bună, o scoți în față. Este un punct foarte, da? Și pentru tine și în același timp și pentru cliente, potențialele cliente. Crearea de promoții clare și periodice, nu cumulate pentru a nu crea confuzii. Sunt site-uri pentru femei care oferă foarte multe multe promoții, reduceri, toate puse într-un fel în care pur și simplu apare confuzia. Nu știu exact, ce se întâmplă, nu știu exact care sunt promoțiile active, când se aplică reducerea și așa mai departe. De aceea, simplitatea și felul în care construiești aceste promoții este foarte importantă pentru a nu crea confuzii și, bineînțeles, a pierde clientul respectiv. Mesaje axate pe sentimente, interacționare, nevoi. Așa cum am spus, mesajele către publicul feminin care implică advertising clasic, da? Nu mai merg așa de bine, să spunem. Deci, indicat este să... Femeile sunt sentimentale, da? Exact cum vorbeam mai devreme. Relaționează, socializează, comunică și așa mai departe. De aceea este indicat să apelezi la sentimente. Ele iau decizii de cumpărare bazate pe sentiment. Din acest motiv, în loc neapărat de, cum să zic, o axare strict pe niște mesaje promoționale, care trebuie să fie și acestea, trebuie mesajul să conțină și alte cuvinte, da? Să conțină și ceva emoțional, deci care să ajungă și altundeva decât aici, în cazul femeilor care vizitează respectivul site. Mai departe. Așa, servicii medicale pentru femei. Aceasta este o campanie care încă rulează. Rata de conversie se referă la programări. Deci la programările online și telefonice de pe site-ul respectiv. Deci rata de conversie pe ultimele două luni, 27,05%
pe cele două luni, în februarie 25,09, martie 29,47%, deci a crescut cu ceva procente destul de bine. Abortarea a fost de la început una clară. În momentul în care am analizat site-ul, am aflat obiectivele respectivului client. Am abordat din start următoarele chestiuni. Bineînțeles, landing page. Landing page specifice, având landing page pentru fiecare serviciu în parte, da? Sau categorie de servicii. Având vizual sugestiv, da? Deci un design cât mai sugestiv, descriere scurtă bazată pe nevoi, call to action clar și posibilitatea de acțiune la un click distanță. Adică să nu fie nevoie ca femeia respectivă să intre, să iasă, să dea click nu știu de câte ori ca să ajungă la să facă conversia respectivă, da? Să facă programare în acest caz. Deci adăugarea de site links la anunțuri. Precizez că aceasta a fost și este o campanie pe search. Am adăugat site links la anunțuri către puncte forte ale clinicii, respectiv o galerie de imagini care prezenta decorul foarte fain, deci clinica este foarte faină ca și aspect, ca și atmosferă. Și bineînțeles că am punctat acest lucru, da? Nu m-am referit, deci nu am scos în față prețul, da? Am scos în față faptul că este o atmosferă plăcută, toate cabinetele sunt foarte frumos decorate și acest lucru l-am adăugat prin galeria de imagini ca site link la anunț. Și de asemenea către încă o pagină de articole utile pentru paciente, în care spuneau niște chestiuni care se referă strict la serviciile medicale respective. Creșterea ratei de conversie din februarie în martie cu cele 4% s-a datorat unor mesaje, da? Schimbării mesajelor text. Astfel, de la, să spunem, niște mesaje clasice, așa, de advertising, am inclus niște mesaje bazate pe calitate, pe nevoi și sentimente. De exemplu, am precizat respect, apreciere, atmosferă plăcută, confort. Acum, după cum știți, asocierea între servicii medicale și respect și așa mai departe, în unele cazuri este destul de... nu prea se potrivește. Asta este. În acest caz însă, acest lucru, faptul că am precizat respect și atmosferă plăcută, confort, deci alte lucruri pe care le precizezi în mod normal, fiind vorba de servicii medicale, au făcut ca rata de conversie să crească cu acest număr de procente. Mai departe. Deci cum influențează o femeie să răspundă unui call to action într-o campanie PPC? După cum am vorbit până acum, deci am putea să scoatem niște concluzii legate de mesaje și landing pages. Deci, practic, în principiu, aceste două aspecte ar fi foarte necesar de analizat în momentul în care se urmărește crearea unei campanii PPC, fie că e vorba de search sau display. Unei campanii adresate femeilor. Să mergem mai departe. Deci mesajele. Mesajele să fie bazate, așa cum am spus și mai devreme și așa cum am aplicat în campania din studiul de caz. Mesajele să fie bazate pe sentimente, emoție, nevoi, relaționare, comunicare. Deci prin mesajul respectiv să încercăm să comunicăm cu femeia decât să încercăm să-i vindem ceva. Deci chiar dacă este vorba de vânzare efectivă. Încredere, siguranță, calitate. Deci calitate, nu calitatea serviciilor, adică nu să spunem soluții de calitate sau chestii de genul ăsta, nu, calitatea mesajului în sine. Da? Calitatea mesajului care să conțină și alte elemente decât cele cu care
fiecare dintre noi suntem bombardați în fiecare zi. Mesaje de marketing, mă refer. Să mergem mai departe. Așa, landing pages, să fie cât mai specifice. Specifice, adică pe topic. Deci, este vorba despre un serviciu, este vorba despre un produs și așa mai departe, trebuie să fie specific și cât mai bine, cu cât mai multe informații legate de acel subiect. Deci nu o poveste sau nu informații care nu au nicio legătură, dar se pun acolo ca să fie text mult. Poate unii consideră că asta e bine, dar nu este bine. Deci cu imagini sugestive, cu informații, apropo de imagini, acestea indicate este să fie chiar din, deci chiar dacă e vorba de imagini artistice, da? Imagini care să nu conțină un simplu produs, ci să conțină și, nu știu, produsul și cu, eu știu, femeie lângă el sau cu niște, dacă e vorba de un produs naturist, cu niște frunze, flori și așa mai departe, da? Să fie chiar cele la care se face reclamă. Mă rog, pentru care se promovează prin campania respectivă. Deci nu să fie imagini cumpărate de pe site-urile cu imagini, cu fotografii. Informațiile din landing pages să fie cât mai clare și complete, dar prezentate pe scurt. Informațiile să fie orientate pe nevoi, sentimente, interese. Să existe un call to action cât mai vizibil în pagină. Sunt unele site-uri care s-ar vrea să fie magazine online, dar nu au coș de cumpărături. Și prezintă, deci, nu știu, ei vor să, pe de parte, să vândă, dar nu au call to action, deci nu, nici măcar dacă nu ai coș de cumpărături, măcar să existe un contact telefonic sau măcar să existe un formular de comandă online. Pur și simplu, să specifici cumva produsul acolo. Call to action este foarte important. Sunt câteva elemente pe care trebuie să le conțină un landing page. Nu este o filozofie, însă eu sunt sigură pentru că le-am aplicat în foarte multe cazuri, în campaniile pe care le-am făcut și aceste câteva elemente, da? Cu imagini, descriere scurtă, bazată pe interes, nevoi și așa mai departe. Call to action, foarte simplu de efectuat, acțiunea dorită, adică fără să fie nevoie de să cauți, adică să dai pe call to action, intri într-o pagină, trebuie să mai intri încă în nu știu câte pagini până când termini, finalizezi comanda respectivă. Și fără elemente perturbatoare, fără alte nu știu, reclame sau link-uri în pagina de coș de cumpărături, să spunem. Fără link-uri, fără poze care nu au legătură cu produsul sau serviciul respectiv. Fără reclame, alte reclame. Deci, ca o concluzie, cum abordez o campanie PPC pentru public feminin? Stabilești clar obiectivele, inclusiv la nivel de goals în Analytics, da? Deci în Google Analytics, întotdeauna acestea două, AdWords și Analytics, trebuie îmbinate. Descrii profilul nișei feminine vizate, demografic, geografic și așa mai departe. Cât mai bine, cu cât este descris un profil și îți cunoști audiența foarte bine, cu atât este mai ok. Eu aici m-am prezentat la nivel general. De ce? Pentru că dacă era să mergem specific, în momentul în care faci o campanie, automat mergi pe nișe. Adică nu poți să te adresezi tuturor femeilor. Nu, te adresezi unui anumit segment de vârstă, te adresezi, eu știu, un anumit segment cu venituri între și între și așa mai departe. Sunt niște chestiuni specifice. Bineînțeles, research pentru cuvinte cheie și vocabular specific topicului și care indică intenție de acțiune. Da, aici, mă rog, research pentru cuvinte cheie, normal, primele, deci practic, toate aceste etape pe care le prezint aici sunt valabile în orice campanie PPC,
Însă punctez câteva chestiuni care țin strict de campaniile care se adresează publicului feminin. Concep mesajul de calitate, da, așa cum am spus, testez variante, construiești landing page simple, vizuale, cât mai specifice cu call to action, monitorizez, optimizez strategii la nivel de bid, keywords, pentru, așa cum probabil știți, pentru a crește scorul de calitate, poziționarea și a scădea costul per click, optimizez ad grupurile, de asemenea optimizez la nivel de campanie pentru a crește rata de conversie. Este important să urmărești de asemenea parcurgerea, deci parcursul vizitatorului femeie pe care îl face în momentul în care a dat, din momentul în care a dat click pe ad. Ce face de atunci, da? Ce face ea pe site? Unde, unde iese, da? Deci unde pleacă? Unde se oprește, unde... Deci, chestiile care nu merg, astfel încât să îmbunătățești, da? Deci urmărești goal funnel, așa, pentru a vedea unde sunt probleme și unde trebuie să îmbunătățești la nivel de site. Bineînțeles, nu am specificat partea de optimizare la nivel de campanie care, bineînțeles, că rămâne valabilă în, în orice situație. Bun. Nu știu acum cât timp mai am, dar mai am. M-am grăbit un pic. Da, este și prima oară când vorbesc și cred că am dat un pic pe repede, așa. E foarte ok. Acum o să vin întrebările din sală. Da, păi asta le aștept întrebările. Până acum am fost în priză, acum mă deconectez un pic. Și când putem începe întrebările? Păi putem să începem okay. Întrebările, da. Dă-te rog și la ultimul slide. Da, deci mulțumesc și ce să vă zic, mult succes în continuare. Ok, o să dau înapoi un pic aici, că cum abordez e... hai să vedem întrebări. Ok, imediat. Credeam că pot să fac lucrurile stând jos la nou. Ok. Voiam să întreb ce înseamnă research cuvinte cheie, cum se face un research de calitate și cum selectezi din total cuvinte cheie pe care le-ai putea găsi cele care chiar să determine o rată de conversie bună. Da. Deci research-ul, pentru research există niște tool-uri, da? Pe care le poți folosi. Odată este keyword-ul de la Google, da? Care te ajută în acest sens, îți dă niște sugestii, tu specifici cuvintele cheie, da? Pe care le știi tu, așa cum le știi, că se potrivesc pentru domeniul respectiv, iar acesta îți oferă niște sugestii în acest sens. De asemenea, analizezi concurența. Deci vezi, este un site din domeniul X. Iei primii 5-6 concurenți pe domeniul respectiv, vezi ce fac ei, vezi, cum să zic, ești atentă la vocabular, dacă până la urmă e vorba de un vocabular, nu neapărat sunt niște cuvinte cheie pe care le aleg. Da? Deci trebuie format un vocabular specific domeniului respectiv. Apoi, de asemenea, dacă este vorba de anunțuri, dacă sunt și anunțuri pe Google, da, link-uri sponsorizate și reclame din acest domeniu. De asemenea, le verifici și pe acelea. Deci, ești atent la ele, vezi cum sunt create, vezi pe ce cuvinte cheie sunt folosite. De asemenea, te folosești și de sugestiile de la Google, da, care sunt date atunci când intri pe Google Search. Specifici un cuvânt, da, și el îți oferă niște cuvinte cheie ca și sugestii. Important este totuși să analizezi un pic mai mult partea asta, deci domeniul, adică odată concurența, da, și apoi și domeniul respectiv, să-l cunoști. Adică să știi cât mai bine despre ce este vorba, ce înseamnă, să te consulți cât mai bine cu clientul, mai ales dacă este un domeniu care, cum să zic, e destul de diferit de ceea ce știi tu și mai dificil, da? Cum sunt, să spunem, și serviciile medicale.
pentru că poți să specifici un lucru care nu are legătură. Deci, keyword tool de la Google, sugestiile de la Google, concurență, analiză, da, pe cuvinte cheie și analiză pe reclamele și link-urile sponsorizate de pe Google. Și aș vrea să aduc o adăugire, dacă îmi permit. Da. Sunt foarte, foarte ok toate elementele pe care Ana le-a spus. De asemenea, dicționarul e un tool pe care îl indic ca fiind folosit. Dicționar de sinonime, dicționar de omonime, avem dicționar de neologisme, de asemenea niște dicționare care ne ajută. Totodată brainstorming-ul, să zic așa, sau sinectică, sau ședință de aia în care aflăm de la utilizator, luăm câțiva, să zicem, potențial clienți pentru site-ul respectiv și încercăm să îi punem pe ei să facă o listă de 20-30 de termeni. Plus de asta, folosim campanii de discovery, folosim campanii cu phrase match, de exemplu, sau cu plus, cei care sunt deja specialiști, sunt sigur că au noțiunile astea. Deci, în momentul în care construim lista de cuvinte, lăsăm câteva campanii, câteva cuvinte să respire, astfel, în urma căutărilor, identificăm care sunt termenii care ar putea să devină profitabil pentru noi. Pe parcursul pe campanie, bineînțeles, exact. Da, funcție exact. De termenii căutați, exact. Îi adaugi, pe alții îi scoți, da? Sau deci, îi adaugi la negative. Sau, exact, îi scoți în sensul ăsta, că îi adaugi la negative, da? Uh-huh. Așa, deci iarăși termenii de căutare, dar aceștia se folosesc în momentul în care deja campania a pornit și poți să vezi exact care sunt căutările, da, care ți-au deci pe baza căror au intrat în au dat click, da, pe anunțuri. Surprins vei fi tot timpul de căutările unice, pe care chiar dacă le descoperi, nu poți face nimic cu ele, pentru că ele sunt unice. Din păcate, 25% din căutările pe Google sunt unice. Și, na, cred că ți-a răspuns la întrebare, acum mai aveam o întrebare. E ok? Bun. Sper să te ajute în campanie. Bun, încă întrebare. Mulțumesc. Iar pentru SEO legat de keywords e simplu, un alt provider de principalul keyword, deci e mai simplu decât la PPC. Hai să explicăm ce înseamnă. Da, de la o vreme încoace, nu mai știu exact data, ți-am spus că vorbesc puțin. Cred că da, prin septembrie să spunem, Google a introdus acest easter egg. Această extra opțiune, da, acest feature, că toate cuvintele cheie, toate căutările executate de către user logați în contul de Google vor fi trecute în Analytics ca not provided. Deci, practic, nu știm ce au căutat acești user logați. Da, bun, acum întrebarea efectivă. Ați realizat cumva split testuri sau studii de eye tracking diferențiate pe sex pentru a descoperi rate de CTR specifice publicului feminin și dacă da, care ar fi câteva rezultate care ar putea fi comunicate? Da, deci eu m-am bazat în prima fază pe niște studii pe care le-am luat, deci mă refer la studiile, acele rezultate, da? Le-am luat de la cei care au făcut în acest sens mai multe teste sau au făcut chestionare și așa mai departe. Personal, am făcut referitor la publicul feminin mai puțin decât, deci au fost aceste campanii și cred că a mai fost ceva, dar acum vreo 2 ani de zile, așa, însă nu măsurată la un nivel corespunzător. Însă, split testing, mai mult, cum să zic, mai e vorba și de intuiție până la urmă. Adică fiind femeie, automat mi-am dat seama de niște lucruri pe care o femeie și le dorește. De asta, în momentul în care aveam o rată de conversie de 29%, nu știu dacă mai avea sens să fac split testing, să mai testez ca să cresc rata asta de conversie. Da? Deci, eu zic că era o rată de conversie destul de bună. În cazul în care vedeam că sunt probleme și îmi scade rata de conversie, atunci aș fi făcut un split testing să văd ce merge, ce nu merge, da? Să testez niște imagini, să testez niște diverse elemente din pagină. Dar e bine să faci,
ongoing split testing, adică e de recomandat să mergi cel puțin cu două versiuni, să vezi care funcționează mai bine, chiar dacă ele sunt asemănătoare. Versiuni de mesaje, da. Da. Deci versiuni de mesaje, sigur că da. Deci merg cu cel puțin două. Eu fac aceste adăugiri pentru cei care sunt, să zic, la început și ar beneficia și de informația asta, știi? Încă o întrebare. Ați menționat la un moment dat despre acele site-uri care pretind a fi e-shops, deși nu au modul de e-commerce implementat. Practic, au butonul de cumpăr acum și te direcționează probabil către un formular de comandă sau un telefon unde poți să, mă rog, în fine, nu e un e-shop adevărat. Întrebarea mea e, după cum bine știți, în România foarte multe astfel de e-shop-uri se creează pentru că oamenii nu își fac PFA, nu își fac firmă și atunci nu prea sunt autorizați să... Da, era o glumă. De ce vreau să întreb dacă astfel de, știu că mulți astfel de oameni doresc campanii SEO, campanii PPC, campanii de online marketing în general. Acestea de obicei sunt de refuzat sau reprezintă un caz aparte care ar trebui luat în considerare? Cenzură, deci chiar așa, cenzură la SEO, PPC. Ignorați această întrebare dacă doriți. Nu, este ok. Deci am avut și încă mai am, deci am o campanie pe un astfel de site de un an și ceva. Campanie continuă, da? Numai că site-ul respectiv, la fel, a fost optimizat din anumite puncte de vedere la nivel de landing page, da? Acest lucru, cum să zic, la nivel de conversie, cel puțin telefonică, pentru că automat sunt lucruri pe care nu pot eu să le urmăresc, a mers foarte bine. Deci am făcut eu un calcul, dar o să vă spun pe vânzări, că nu, adică nu pot să dau numele site-ului respectiv, dar vă spun până la urmă pe vânzări. Deci am făcut vânzări pe o perioadă, mă rog, X, așa, de 1.100.000 de ron cu 5.000 de ron buget de advertising. Deci este destul de bine în principiu, adică iese un ROI destul de bun în acest sens. Îl calculasem, dar l-am uitat în momentul de față. Așa. Deci merge, dar depinde dacă nu sunt deschiși să facă niște modificări la nivel de pagină. Chiar dacă nu este un shop adevărat, da, un site de e-commerce, dacă nu sunt nici deschis să facă niște modificări în acest sens, nu se întâmplă nimic. Adică mai bine pas, dar altfel, dacă zic, măi, tu știi mai bine, fă tu ce consider că e ok, da, sau dăm sugestiile, recomandările pe care le consider că sunt, care consider că sunt bune, eu le fac și mergem mai departe cu campania. Deci, din punctul ăsta de vedere, este ok. Depinde mult și de client, normal. Mai avem o întrebare, două. Aici nu le vezi. Noi suntem aici. Noi suntem clientul, ca să spun așa. Avem un magazin de produse bio și targetul feminin e 99,9%, deci comandă și domnii. Și chiar sunt conversații interesante pe ei la telefon. Sunt mult mai hotărâți decât femeile, care mănâncă impulsuri și vorbesc mult și exact. Nici nu comandă, azi am dat 3 exact. Telefoane pentru un deodorant care numai nu știu cine l-are și nu l-a luat până la urmă. Da, pentru că nu am credere. Nu, era o doamnă din Sibiu. Însă vreau să te rog să te întorci la landing page undeva, da. Unde ai prezentat în prezentare. Am avut și noi mari dileme când am făcut descrierea produsului și fiind targetul feminin. Și am încercat să ne-am abținut de a le face prea personale, de genul, avem și machiaj, îți face ochii extraordinari și ai să vezi cum este. Și aici le-am auzit spunând că e destul de bine de apelat și la zonă mai sentimentală, mai recomandat. Sincer, din cazul pe care l-ai avut și l-ai prezentat, când au schimbat zona aceasta, au dus-o mai apropiat sau au făcut-o mai simplă și mai clară? Pot să mai explic ce am să spun? Noi am ținut mai tehnic, mai descriere așa, mai... Uite, asta face, e nu știu ce plante, a avut și Regina Cleopatra și așa mai departe.
dar nimic despre ce ți-ar face ție, cât de bun este copilul tău și așa mai departe. Da, păi nu, aici până la urmă e vorba și de un echilibru, adică un echilibru între partea tehnică, da, trăsăturile produsului și rezolvarea unei nevoi. Adică dacă este un produs pentru ten, să spunem, automat trebuie explicat în primă fază pentru ce fel de ten și așa mai departe, da? Pentru ce nu e indicat, dacă există și așa ceva, și ce se întâmplă, adică ce rezultate dă produsul ăla, cu ce se diferențiază el. Deci asta trebuie punctat pe punctele de diferențiere, da? Deci acestea trebuie scoase în evidență ale produsului. Nu, nici o reclamă efectivă că, nu știu ce, produs extraordinar sau copil sau... Nu. Deci nu în sensul ăsta, însă un echilibru e ca într-o discuție. Deci efectiv descrierea respectivă să fie așa cum am discutat noi și mi-ați spune că produsul ăsta, uite, este așa și pe dincolo și deci într-o discuție face-to-face. Deci despre asta este vorba. Partea cu sentimente, da, de asta mi s-a părut un cuvânt mai... Acum și dacă funcționează, eu aș scrie, adică aș munci o săptămână și aș mai schimba la de scrie. Da, acum depinde ce s-a înțeles prin sentiment. Aici nu m-am referit la, eu știu, sentimente de iubire sau cine știe ce... Nu, deci nu în sensul ăsta, nu. M-am referit la sentiment, la sentimente, la emoții, deci respect, apreciere... la așa ceva. Deci lucruri de genul ăsta, da? Umanizare, adică faptul că ești deschis la discuții, da? Ești deschis la relaționare în sensul ăsta. Deci în sensul ăsta de sentiment. Fără să vreau să te întrerup, discuția deja devine mai intrată în detalii, așa, sau în detalii, motiv pentru care o să vă invit să mergeți la discuția asta mai... Eu terminam. Okay. Da? Am înțeles. Bun. Trebuie să pun întrebarea aia care ai spus că e răutăcioasă. Acum îți spun eu asta tehnic. Ai spus o rată de conversie, dai seama, noi suntem cu ochii pe rată de conversie. Da. La serviciile medicale, cum? E mai greu de calculat acolo. Cum ați trecuit rata de conversie de 27%? Deci au fost... Aia e curiozitatea. Da, au fost două pagini diferite, da, prin care se intra din pagina din landing page. Deci era pagina serviciului, da? Și de aici erau două pagini, două linkuri, programări telefonice, programări online. Așa, automat exista un formular, da? Deci la programări online e clar, deci trebuia completat cu tot ce înseamnă, tot ce este necesar pentru o programare online. Programarea telefonică automat implica vizualizarea numerelor de telefon și atât, da? Deci dai pe programare telefonică și aceste două link-uri au fost urmărite. Sper că n-ați avut un destination-ul zona de telefon, nu? Adică programare telefonică, nu? Sau ați avut... A, da? A, ok, am înțeles. Nu, retrag întrebarea. Mersi mult, Ana! Ok. Mersi atât? Mult, da. Păi cam gata. Mulțumesc ca să... Mulțumesc și eu. Ok, mulțumim mult! Următoarea